A fost o săptămână de handbal pe care am adus-o la noi aici, noua sală a Liceului Tehnologic Petrol Moreni. După cum am promis, aici vor fi multe echipe care activează la cel mai înalt nivel. Săptămâna aceasta am avut turneul de semifinal de junioare 1, unul dintre cele mai bune turnee care a fost până în momentul acesta la noi la Moreni. Sunt junioarele 1 care după acest turneu, două echipe dintre ele se vor califica la turneul final pe care intenționăm să-l aducem tot aici, la Moreni, să se desfășoare în perioada 10-14 mai. Morenarii au venit la competiție dornici să vadă handbal adevărat. Câteva sute de spectatori au participat zi de zi la meciurile de la turneul semifinal. Tribunele au fost în permanență pline, a atras toți locuitorii orașului. Este un turneu reușit. Fetele acestea, după ce termină junioratul, vor juca la Liga Națională, multe dintre ele. Antrenorii sunt antrenori renumiți. Numai departe, dacă observați acum pe banca Clubului Sportiv din Slatina, stă campionul mondial, care a luat medalia de aur la campionatul mondial din 2014, domnul Cosma Gavrilă. Suntem onorați să primim în localitatea noastră mică oameni de asemenea valoare.